Bun găsit, prieteni, la un nou documentar. În minutele următoare mi-am propus să vă vorbesc despre File de legendă, epopeea măldăreștilor. Un material de George Hodorogea. Culele, fortărețe medievale de apărare. În limba turcă, când vine vorba despre un turn, se folosește cuvântul kula. Prin Balcani, această denumire a ajuns și la nord de Dunăre, unde ea s-a dat caselor boierești înalte, cu bază dreptunghiulară, construite asemenea unor turnuri de apărare, dar având înfățișarea și confortul unui mic castel provincial. Cu un istoric de peste 5 secole, culele erau inițial locuințe boierești fortificate, construite pentru apărarea de invaziile turcești, carjalii și pazvangii proveniți din raialele de la Dunăre. Culele sunt răspândite în întreaga peninsulă balcanică, iar în România cele mai cunoscute sunt situate în zonele Vâlcea, Măldărești, Gorj și Mehedinți. Conacul lui Maldăr, legenda culei Greceanu. Pe la 1516, paharnicul Nan Maldăr construiește un turn de apărare pe moșia lui din Oltenia, ca să țină piept mai ușor celor ce râvneau la averea sa. Ușile din stejarii legați cu fier și zidurile groase trebuiau să-i țină afară pe atacatori. Nu se știe câtor dușmani a rezistat cula lui Nan, dar mărturiile vremii descriu numeroase lupte și hărțuieli cărora fortificația olteană din Măldărești le-a rezistat cu brio. Pentru ca străjerii moșiei să poată vedea atacatorii din timp și să poată apăra bine din spatele zidurilor culei, turnul principal, alb, a fost construit într-o pajiște mare, împrejmuită de copaci. Portăreața cu ziduri înalte și groase, încorporând două părți vechi de turn și strânse sub acoperișuri înclinate, avea pe toate laturile primului nivel multe creneluri, prin care armele de foc azvârleau proiectile asupra dușmanului. O ușă grea ducea spre o pivniță aflată la parterul casei, numai bună de capcană pentru cei ce reușeau să treacă de ea, fiindcă de aici nu aveau cum să urce în camerele culei. Accesul la primul etaj, înălțat mult față de nivelul solului, se făcea pe o scară interioară din lemn, nu foarte largă, traversând o parte laterală a casei. Se ajungea într-o galerie mică, deschisă spre sud și având două arcade sprijinite pe o coloană. De aici se intra într-o primă cameră, unde o scară mobilă leagă în secret etajul de o încăpere superioară izolată, adevăratul loc de refugiu în caz de primejdie. În biserica construită mai târziu, prin jurul anului 1788, de Gheorghe și Eva, nepoții lui Tudor Maldăr, se mai văd unele dintre echipurile primilor boieri ai Măldăreștilor. În 1830, pula Măldărescu este atacată și jefuită pentru ultima dată, iar bătrâna Eva Maldăr își găsește sfârșitul tragic. Casa primește un alt nume după ce pitarul Costache Greceanu se căsătorește cu Maria Maldăr, fica boieroaicei bogate, ce a lăsat în urma ei nu doar moșia, ci și o sumedenie de alte bunuri valoroase la acele vremuri, animale, trăsuri, obiecte pentru gospodărie, și devine cunoscută sub numele de Cula Greceanu. Cula Duca. În apropiere, într-o la fel de frumoasă și largă poiană, se află Cula Duca,
un alt Măldărescu, strănepota lui Tudor, la fel de bogat precum rudele sale, pune în 1812 temelia unei noi cule, care se va vinde un secol mai târziu lui Ighe Duca. Corpul masiv al acestei case se compune din ziduri albe și drepte, cu ferestre mici la parterul înalt și cu un singur cerdac în partea din față, având arcade trilobate și 6 coloane scurte. Li se adaugă câteva ghivece înflorate pentru armonia deplină a fațadei luminoase. În spațiul interior al parterului, mai bine spus al pivniței, niște stâlpi rezistenți susțin grinzile din lemn, formând un decor rustic medieval. Cele 3 încăperi de la etajul întâi și camera etajului al doilea, împreună cu cele 2 băi, au fost decorate cu mobilier din secolul al XIX-lea și cu obiecte de uz casnic, unele de inspirație orientală. În fața culei ce poartă numele ultimului proprietar, Ighe Duca, se poziționează o construcție simplă, fără etaj, care adăpostește astăzi un muzeu închinat fruntașului liberal, asasinat în Gara Sinaia, în ziua de 29 decembrie 1933, după o audiență la rege. Capitanul Stroie Mulder și Maria, fata de la Cozia. În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, românii încep să simtă pe propria lor piele ceea ce însemna pericolul turcesc. Numeroase hoarde otomane treceau Dunărea și jefuiau ținuturile muntene, dar și oltene, de asemenea pe cele dobrogene. Încă nu se dădeau lupte cu adevărat, dar nici nu mai era mult timp până când războiul să nu devină o realitate. Realizând pericolul iminent, puternicii Europei încercau să organizeze alianțe și chiar cruciade pentru izgonirea necredincioșilor. Pe lângă mănăstirea de suflet a domnitorului, Cozia, se aciuiaseră 2 orfani, gemeni, frate și soră. Cei 2, Mărin și Maria, semănau perfect și atraseră mila și atenția călugărilor de la Sfânta Mănăstire. Au fost educați de către un bătrân călugăr, iar la maturitate, Mărin devenise un fel de administrator al pământurilor bisericești. Maria pusese la început novice și pusă la țesut în atelierele bisericii, dar ființa ei nu era deloc una îndreptată spre viață monahală, ci mai degrabă către una a armelor. Mergea des cu fratele ei la vânătoare și îi trăgea foarte bine cu arcul de săgeți. Se îmbrăca bărbătește, ceea ce ne mulțumea profund călugării. Într-o bună zi, un pâlc de jefuitori turci au năvălit pe moșia jibleștilor și au răpit, printre alții, și pe fratele Mariei. Imediat, Maria, îmbrăcată bărbătește, a părăsit Cozia și s-a îndreptat către tabăra voievodului Mircea. Aceasta era condusă de capitanul Stroie Mulder. Își oferi serviciile ca bărbat și în scurt timp ajunse scutierul capitanului, care îl îndrăgise mult. Într-o luptă cu tătarii, Maria a fost rănită, iar calul ei ucis. A căzut fără conștiință pe pământ. Imediat, capitanul Stroie a descălecat și s-a apropiat de ea. Văzând că respiră greu, i-a desfăcut cămașa din zale și, surpriză, scutierul avea sâni. Legenda spune că Stroie s-a îndrăgostit imediat și iremediabil de Maria. După luptă a urmat și nunta firească, iar voievodul Mircea le-a fost naș. Ca dar de nuntă le-a dat pământurile de la Măldărești, denumirea locului actual, ce provine de la primul boier, Stroie Mulder, și l-a ridicat la rang de boier pe capitan.
Așa s-au așezat în Oltenia de Nord primii măldărești, ce au dat neamului o generație de eroi care au luptat de la Rovine până la Mărășești, iar urmașii lor trăiesc și astăzi. Dragoste periculoasă, răpirea fetei hanului tătar. Urmașul paharnicului Nan, capitanul Tudor Maldăr, era oștean curajos în slujba lui Mihai Viteazul. A luptat cu vitejie la Călugăreni, Șelimbăr, Miroslău și alte locuri. După asasinarea voievodului Mihai, între rivalii la domnie au început lupte fratricide, fiecare dintre pretendenți cerând ajutor din exterior. Într-o luptă cu armata lui Simion Movilă, care era susținut și de tătari, capitanul Tudor Maldăr cade prizonier și este dus legat la Bug, unde își avea tabăra hanul tătar. Aici își câștigă repede respectul printre tătari, învingând la trântă, luptă mult apreciată de orientali, pe cei mai buni luptători ai hanului. Este tratat bine, îngrijit și hrănit, dar avea statutul de prizonier și era strașnic păzit. Hanul dorea să obțină o răscumpărare mare de pe urma capitanului Tudor. Între timp, pica hanului tătar se îndrăgostește de Tudor. Urmează întâlniri tainice în noapte și săruturi furate. Fata hanului îi cade cu tronc olteanului și acesta îi propune să fugă cu el în țara românească. Cei doi reușesc să fugă și, după multe întâmplări, care mai de care mai aventuroase, ajung cu bine pe moșia oltenească de la Măldărești. Fata hanului se creștinează și primește botezul, apoi cei doi se căsătoresc și vor avea 7 copii. Trebuie spus că hanul a trimis mai multe polcuri, poarde, să-i recupereze fata, dar până la urmă a cedat și le-a recunoscut nunta și chiar le-a dat o dotă substanțială. Altă urmare a acestei palpitante povești de capă și spadă reală a fost aceea că țara românească, în general, dar Oltenia în special, nu au mai fost atacate și jefuite de hoardele tătare mult timp de atunci încolo. Un Maldăr, pandur în oastea lui Tudor. Un document păstrat mult timp la mănăstirea Tismana vorbește de un locotenent al lui Tudor Vladimirescu, pandurul Moise Maldăr. Nu se cunoaște numele de dinainte de monahism, ce luptase alături de Tudor în armata țarului împotriva turcilor. Rănit, Moise se retrăsese la mănăstire pentru îngrijiri. Va face parte din oastea lui Tudor în marșul către București. După moartea lui Tudor Vladimirescu, Moise se va retrage la Tismana, unde se va călugări sub numele de fratele Moise. Urmașii măldăreștilor s-au făcut remarcați în tot timpul istoriei, iar actualele construcții ce formează complexul de la Măldărești, cele două cule și casa muzeu, au fost restaurate ultima dată de Olga Greceanu, rudă directă a măldăreștilor și a grecenilor. Ați vizionat un documentar realizat după un material de George Hodorogea.